Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Imediat se apropie sfârșitul de an. Dragii mei, gândiți-vă la o persoană. Dacă sunteți în separare, dacă, eu știu, nu comunicați, este tăcere, alegeți una dintre aceste două cărți. Prima carte, și o să vedem ce mesaje primiți, și cea de-a doua carte. Deci, 1 și 2. După cum vedeți, nu este nicio diferență între cele două cărți, așa că o să vedem ce mesaj veți primi voi în următoarele zile. Deci, pentru numărul 1. Persoana respectivă, să știți că probabil și-a jucat rolul după care a plecat. Aici a căzut cumva cartea jocherului. Asta înseamnă că a cam știut ce face. În momentul de față știe ce face, știe de ce nu discută, de ce nu vorbește. Sunt unele situații în care probabil că apropierea de voi a fost un act. O să vedem ce se întâmplă în ceea ce privește această persoană. Literele R, C, F, M, D. Scorpion, Fecioară, Berbec, Rac, Taur și Leu. Ar fi semnele zodiacale ce predomină această primă etalare. Va fi, nu va fi comunicare. Am să iau trei cărți. În orice caz, este o situație care vă nemulțumește și v-a acaparat destul de tare în ultima vreme, mai ales persoanele care au în jurul vârstei de 40-42 de ani sau vă gândiți la o persoană în jurul acestei vârste. Mai ales că este tăcere. Tăcere, blocaj comunicațional. O să vedem și de ce. Posibil ca persoana aceasta să voi fi să vă fi rănit din câte se pare. O să vedem ce se întâmplă în următoarea perioadă. O să vedem și în ceea ce se întâmplă în prima perioadă a lunii ianuarie. Este o situație, cel puțin din partea persoanei la care vă gândiți, destul de neplăcută. Mie mi se pare că este destul de îngândurată. Este o persoană care este copleșită în acest moment de ceea ce îi se întâmplă, de situații personale, de neînțelegeri, de confuzii, de probabil anumite scandaluri în familia sa, nu este mulțumită, este tristă, este deprimată, dacă aș putea să spun. Haideți să vedem și de ce ar fi această persoană, unde ești, e deprimată. Ce am făcut cu cărțile? Aici erau. De ce este deprimată? Este stresată, este deprimată, au căzut foarte multe. Este secătuită de puteri. Și posibil să aibă și niște afecțiuni medicale, că tot umblă virozele. Are o greutate enormă. O greutate care ne vorbește despre lipsa de a avea o viață fericită. Probabil a rămas singur sau singură. Poate nu este foarte implicat în momentul de față și în alte relații. A căutat de ceva vreme noi începuturi, nu se mai regăsește, posibil să fi fost refuzat sau refuzată de o persoană pe care probabil a vrut cumva să o atragă, dar a rămas fără răspuns. Este o persoană care este afectată inclusiv de niște traume, amintiri traumatizante, poate din copilăria sa, poate are niște probleme reale cu copiii săi, de ce nu? Și acest lucru poate să fie un motiv pentru care îl împiedică sau împiedică să fie fericită. Este o persoană extrem de copleșită în momentul de față, copleșită de lipsa de a i se întâmpla ceva extraordinar în viață. Este o persoană care probabil a vrut să fie faimoasă, să fie recunoscută, să fie în centrul atenției, dar cumva mie mi se pare că a căzut de
de sus, pentru că alegerile pe care le-a făcut, cel puțin în ultima perioadă, nu a fost tocmai în regulă din punct de vedere emoțional. Persoana aceasta este efectiv dezamăgită, debusolată, decepționată. Este confuză în prezent, este confuză, nu știe ce se facă, are tot felul de neclarități în ceea ce înseamnă poziția vis-a-vis de acest aspect al iubirii. Nu are legătură cu voi. Această tăcere, probabil că și în continuare, cel puțin în acest final de an, durează pentru faptul că nu știe încotro să o apuce, nu se descifrează în momentul de față. Mie mi se pare că chiar are niște probleme reale în ceea ce privește pozitivitatea. Este o persoană pesimistă sau a devenit una. Anxioasă, foarte deprimată. Probabil că o să facă revelionul singur sau singură. Fără doar și poate, la nivel emoțional, persoana respectivă este conectată cu voi. Este vorba despre un mesaj pe care posibil să-l primiți în viitorul apropiat. Mă gândesc că din toată această decepție prin care trece, depresie, să spunem așa, persoana respectivă probabil că își va găsi cumva curaj să lupte cu demonii din șifonier și să reușească cumva să își dea seama că a făcut unele greșeli, a făcut unele lucruri din lipsă de răbdare, considerând că dacă este în centrul atenției, dacă este valorizat sau, nu știu, să fie sarea și piperul unor petreceri, este absolut important să fie în centrul atenției, să fie adulată, să fie urcat sau urcată pe dita mai piramida. Mie mi se pare că persoana asta a căzut de undeva de sus, prin faptul că a rămas în momentul de față singură sau urmează să rămână realmente singură. De asta spunea, poate și revelionul s-ar putea să-l facă singur sau singură. Dar în viitorul apropiat este vorba despre o legătură foarte strânsă între suflete, între sufletele voastre. Și cred că, din punct de vedere al comunicării, măcar telepatic, sunteți pe aceeași lungime de undă. Mesajul pe care vi-l oferă probabil se referă la această legătură pe care o simte foarte mult, indiferent unde merge, cu cine este, ce va face, între voi există această conexiune și întotdeauna probabil se va simți conectat cu voi. Ce va fi cu voi doi? Am mai multe pachete de cărți de oracol pe care am să le solicit acum. Sunt noi Nouțe Cosmic Oracle Tarot, Divine Time Oracle Deck, sunt mai multe. Da, este o persoană narcisistă, să știți, o persoană destul de greu de suportat și probabil nici nu poate să exprime ceea ce simte, nu verbalizează, ține în el, ține în ea, refuză cumva ca lumea să-i observe slăbiciunile, preferă să nu discute, preferă să nu comunice decât cineva cumva să își dea seama de faptul că este extrem de slab sau slabă în momentul de față, cel puțin vorbind din punct de vedere al vulnerabilității. Se gândește la el, se gândește la ea, parcă s-ar uita așa în oglindă, știți? Și deciziile pe care le ia și le va lua sunt pentru propria persoană, să-i fie bine. Haideți să vedem ce este cu această legătură. Există legătura aceasta de mesajul, de suflete, pereche. Este o persoană care se află la distanță, o persoană care locuiește în orașe bogate industrializate. O persoană care locuiește și în zone țări cu blocuri foarte înalte, zgârie nori, etc., cu poduri foarte masive, lungi, peste niște ape sau chiar persoana respectivă se află la o distanță importantă față de voi. Persoane brunețele cu ochii închiși la culoare sau acei ochi cameleonici închiși.
ce se întâmplă? Aș vrea să clarific cu legătura aceasta. Da, legătura, tot legătura. Este the bond. Este o legătură indestructibilă, aș spune eu. Este vorba despre o legătură de iubire, de suflete, care va deveni, spune această carte, sau pentru persoana respectivă, va deveni din ce în ce mai puternică. Probabil că există varianta să treacă aceste sărbători care l-au pus la pământ sau au pus-o la pământ din diverse motive. Nu se simte bucuros sau bucuroasă, dar va face probabil un efort. Eu am spus că s-ar putea să facă singur sărbătorile, dar în fine. Și dacă le face, probabil că va face un efort să dea bine, se aranjează, să treacă cumva, ar spune el, să treacă aceste sărbători, să treacă acest an, să intru în anul nou, pentru că atunci o să știu ce am de făcut. Problema asta voastră este că se rezolvă, ieșiți din această confuzie, iese persoana respectivă din această confuzie. Și atunci o discuție, cred că lămuritoare, ar fi absolut minunată. Mie mi se pare că este o persoană din trecut. Nu o persoană care, nu știu, cu care să nu fi vorbit, adică o știți. Îi pare rău, este, v-am zis, într-o stare destul de... Give it time, lăsați timp, dați timp sau dați timp acestei relații și dacă doriți ca persoana respectivă să reapară în viața dumneavoastră, să diți această sămânță a dorinței în univers și atunci lucrurile se întâmplă în timingul divin. Lăsați lucrurile să treacă. Cred că asta și vrea subliminal să vă transmită acest mesaj general. Lăsați să treacă sărbătorile, lăsați să treacă. Bineînțeles, dacă aveți această șansă să le faceți împreună, dar nu prea văd în unele sau majoritatea cazurilor, cel puțin cu această persoană la care vă gândiți, lucrurile se întâmplă dacă nu grăbiți lucrurile. Pentru că, v-am zis, persoana asta este, nici nu știu cum să vă zic, este extrem de copleșită de aceste sărbători. Poate să fie și altă relație, poate să mai aibă și pe altcineva și atunci o a treia intervenție este deja mult prea mult pentru el sau pentru ea, pentru că nu știe să gestioneze și nu a știut să gestioneze aceste relații, poate și cu voi sau și cu cealaltă persoană cu care oricum nu mai are mare legături. Deci dați-i timp pentru că s-ar putea să iasă din faza aceasta de confuzie și își clarifică situația. Acum un alt mesaj, acesta este suplimentar, s-ar putea ca persoana respectivă să fie împiedicată să fie cu voi sau să aibă cel puțin o relație sănătoasă cu cineva din cauza faptului că o a treia persoană probabil a înștiințat că este însărcinată. Deci sunt șantaje emoționale și sarcini nedorite, nespuse sau chiar este anunțat că are un copil cu cineva de care un copil n-a știut. Și atunci este extrem de copleșită de niște vești pe care le primește în particular și care ar putea să împiedice bunul mers al lucrurilor voastre. Voi să nu știți cu siguranță despre ceea ce se întâmplă. Cineva parcă încearcă să-l leagă, să-l lege. Un mesaj pe care vi l-ar oferi persoana despre care vorbim, persoană brunețică, cu mustață, poate stilul acela de turc, așa, sau chiar cu pielea foarte închisă, ce v-ar spune acum sau ce își dorește să vă comunice? Știe că v-a rupt inima sau știe că dacă v-ar spune veștile pe care le-a primit, v-ar rupe inima. Se gândește la voi, fără doar și poate, nu știe la momentul respectiv, la momentul acesta, cum să gestioneze situația astfel încât să nu vă supere și mai mult decât o face. Probabil că știe că dacă vă spune ce îi se întâmplă cu adevărat în aceste momente, v-ar pierde definitiv. E o situație destul de grea, o situație, zic eu, destul de delicată, să zicem așa, cu veștile pe care le-a primit, dar primiți aceste vești, pentru că legătura voastră iese de suflete. Despre pereche și există această șansă de a comunica, de a relua această comunicare
și de a găsi o cale, un comun acord, tocmai pentru ca lucrurile să nu o ia razna, să nu escaladeze. Ok, pentru celălalt mesaj, mesajul al doilea, este vorba despre o nouă iubire foarte, foarte aproape de voi, între 6 și 9 zile, o dată de 26, 7, dar 6, 7, 8, 9, progres. Ori ați cunoscut pe cineva, urmează să cunoașteți pe cineva, în orice caz, dacă ați cunoscut pe cineva, relațiile sunt tinerele, flirt, tachinare, amor platonic. Dacă sunteți în momentul de față distanți unul de celălalt, nu comunicați și relația este veche, sau să spunem, nu ați mai vorbit de ceva vreme, este vorba despre posibilitatea ca pe lângă voi să existe o prietenă sau un prieten fals care nu a făcut altceva decât să încerce cu tot soiul de acțiuni neortodoxe să intre în viața dumneavoastră sau a celelalte persoane cu forța, pentru că nu vă vrea fericită sau fericit. Litera N, litera D, litera S, T, cred că am mai zis o dată, P, L, balanță, ca semne zodiacale importante, balanță, capricor, taur, berbec, săgetător și încă una. Ok. Așa, ia să vedem ce mesaje. Unde te-ai dus tu, cărticică? Da, cărticica mea nu știu unde s-a dus, că nu, nici măcar nu se vede. Am să-mi cer scuze, o să mă bag sub birou, dar asta este. Nu vreau să întrerup. Vai, deci știți cum s-a pitit? Măi, oameni buni, s-ar putea ca persoana aceasta... Yay! S-ar putea ca persoana asta să se pitească în momentul acesta de voi. Sau să fie o persoană pe care nu o identificăm. Pentru că posibil să fie un admirator secret. Sau să vă privească de la distanță, sau să se intereseze de voi. Este o posibilă separare, dar nu este o separare definitivă. Probabil că persoana respectivă nu a fost foarte cinstită cu voi în trecut. Posibil să fie aflat niște minciunele, posibil să vă fie ascuns lucruri, probabil că nu a fost sinceră în absolut toate declarațiile pe care le-a făcut. Ba mai mult, poate că v-a înșelat așteptările, să zic așa, și atunci probabil că s-a produs o ruptură. Timp pentru ca voi să vă dați seama de această relație. Această relație încotro, parcă vedeți mult mai clar lucrurile, fiind departe de această persoană, va determina sau va ajuta cumva să vedeți lucrurile cu claritate. Probabil că această separare a voastră v-a făcut bine. Spre deosebire de primul mesaj, prima etalare, la voi lucrurile sunt total diferite. Pentru că acest moment de, să spunem așa, disarmonie creat de cealaltă persoană, e adevărat, probabil că s-a lăsat și cu scandal, cu ceartă, cu ieși afară, fă-ți bagajul și pleacă. În sfârșit, probabil că v-a ajutat în unele cazuri să vă dați seama dacă în toată această lipsă vă mai gândiți la el, vă mai gândiți la ea, dacă toată această separare, blocaj comunicațional, emoțional, vă ajută cumva
să vă dați seama dacă îl iubiți tot pe el sau tot pe ea, mai ales că în unele cazuri există și copii la mijloc, aici în cea de-a doua etalare. R, D, O, S, P, O, B, de asemenea. Eu mă gândesc că în această a doua etalare este vorba despre o relație cu responsabilități aici. De asta spune că s-ar putea să existe copii sau dacă nu, să vă lege ceva. Altfel spus, cred că este vorba despre o reuniune, o regăsire, o revenire, o împăcare, de ce nu? Dar de data aceasta, persoana respectivă ar cam trebui să fie mult mai responsabilă de data aceasta față de ceea ce a făcut în trecut. Și bine ar fi să își dorească să devină activ în viața acestui copil sau în viața voastră, dacă ne referim la tot ceea ce înseamnă a avea grijă de finanțe, de emoții, știți, și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere financiar. Persoană brunețică cu ochii închiși la culoare sau ele blonduțe cu ochii închiși la culoare. Eu zic că, fără doar și poate, există și varianta aici a unei energii feminine care, că tot spuneam la începutul etalarii, de existența unui prieten fals. S-ar putea acum că se face așa ușor, ușor lumină în etalare, să fie vorba despre o prietenă comună, intervenția unei a treia părți care a fost efectiv disperată să nu dea drumul celui sau cele la care vă gândiți voi și în felul acesta să fie intervenit cu tot felul de chestiuni ortodoxe, pentru că în momentul în care a pierdut lupta, ai câștigat inima persoanei la care voi vă gândiți, atunci probabil că a făcut și anumite lucruri pentru a ține în loc persoana voastră. Amenințări, știți cum se mai întâmplă. Dacă pleci din viața mea, nu mă mai vezi sau nu știu ce fac sau știți, deci amenințări, șantaje emoționale, dar se pare că veți reuși să treceți cu brio. Treceți cu brio peste această situație. Persoana aceasta pare că își dorește foarte tare să se implice. De fapt, despre asta este vorba. Acum, dacă este o persoană cu totul și cu totul nouă sau o relație tinerică, își dorește o relație responsabilă. Probabil că își dorește familie, își dorește copil, își dorește, să fiți împreună într-o relație cu ștate vechi. Deci își dorește această familie. Își dorește să se implice. Și atunci există varianta să se gândească destul de profund la acest cuplu. Probabil își dorește să întemeieze un cuplu cu voi. Evident, vorbind de copii mai devreme, dacă este cazul și dacă dorința, voința, vârsta vă permite. În orice caz, lasă în urmă o persoană care este destul de ofuscată. Este o persoană care, v-am zis, la menință, scapă foarte greu de cineva din viața sa. Poate să fie o persoană îmbrunețică, cu ochii închiși la culoare, cu părul ondulat, în jurul vârstei de 35-38 de ani. O persoană care este cu două fețe, o persoană falsă, o persoană care l-a mințit, îl minte în continuare, pentru a nu îl pierde. Însă ceea ce își dorește cu voi este total acea liniște al unui cuplu. Ia să vedem că s-a întors această carte din punct de vedere al intențiilor. Este vorba despre o reconectare cu această persoană. Acum există varianta unei relații tinerele, să spunem așa, în care probabil nu ați discutat din cauza acestei a treia părți. Pregătiți-vă de această reconectare, reconexiune. Pregătiți-vă să fiți din nou împreună și să aveți grijă de să aveți încredere în proces, pentru că nimic nu este întâmplător, iar această persoană se auto-exclude. Până la urmă vede că nu are ce să facă și se retrage ușor, ușor, făcând loc acestui cuplu. Deci tot timpul mă uitam la cărticelele acestea.
40-50 de ani, există o sărbătoare, există o oficializare a relației, chiar mă gândeam la intențiile sale, ca și o clarificare vis-a-vis de ce am discutat mai devreme, că își dorește cu voi o relație responsabilă. Nu e, cum să vă spun, nici nu are rost să mai facem speculații sau să persoana respectivă să facă niște speculații. Există aici o claritate în dorința persoanei la care voi vă gândiți. Dacă este și brunețică cu ochii închiși la ploaie, cu atât mai mult. Este o persoană puternică, este o persoană care se chinuie să lase în urmă un trecut care include și persoana respectivă. Pentru a sărbători, aici se numește sărbătorire, oficializare, celebrarea unei dorințe sau, cum spuneam, o cerere în căsătorie. Ce, să vedem cam cum s-ar întâmpla această oficializare a relației, dacă veți fi un cuplu, pregătiți-vă de această reconectare, conectare. Spuneți Universului exact ceea ce vă doriți. Și cu siguranță veți primi. Manifestați în continuare această relație și dacă vă doriți așa o relație de cuplu, dacă vă doriți o relație cu responsabilități, iată că aveți. Soarele este în viața voastră. Este ca un răspuns la rugăciunile voastre și probabil că deja lucrurile se întâmplă acolo. Știți, Universul a luat cunoștință sau va lua cunoștință de această decizie, de această dorință a voastră și probabil se pregătește să vă ofere exact ceea ce vă doriți voi. O cununie, o oficializare a relației, o relație în care și celălalt își dorește să fie într-o relație de lungă durată. Capricorn, Leu, Săgetător, de asemenea poate să fie semne zodiacale predominante. Ce mesaj v-ar transmite această persoană? Posibil au fost niște greșeli în trecut pe care persoana respectivă le-a făcut și din această cauză se simte copleșit. Aici este vorba despre dorința sa de a nu îl înțelege greșit. Probabil că între voi au fost niște suișuri și coborâșuri pe care persoana respectivă probabil că nu a știut să le gestioneze, de aceea este extrem de stresat sau a fost extrem de stresat, secătuit efectiv de puteri, nu putea să doarmă noaptea, pentru că știa foarte, foarte clar că acțiunile sale vor fi înțelese greșit. Și aici, dacă probabil a fost un timp în care a ascuns această a treia persoană, a ascuns-o tocmai pentru faptul că numai că v-ați dat voi de... v-ați prins voi. A ascuns-o pentru că nu a vrut sub nicio formă să vă facă vouă rău. Probabil că a încercat să o ascundă, să nu știți de ea sau să nu știți în general despre aceste ascunzișuri tocmai ca el să le rezolve. Doar că probabil dacă ar fi fost mai sincer din capul locului sau sincer din capul locului, probabil că lucrurile ar fi fost mult mai adică s-ar fi rezolvat mult mai rapid. Persoane brunețele, cu ochii negri, cu părul lung în unele cazuri, energie feminină, poate că este lucrează sau lucrați ca profesor, profesoare, scriitor, scriitoare, poate lucrați cu acte sau lucrează cu acte sau documente, în sfârșit, asta ca semne suplimentare, ca elemente suplimentare merită să vă atragă în această relație. Deci eu zic că se înfiripă această legătură cu șanse foarte mari chiar să oficializați această relație și să primiți până la urmă inelul. Cam atât, dragii mei, cam atât, dragile mele. Vă urez să aveți un final de an spectaculos, minunat, să vi se întâmple și cele mai adânci și profunde și ascunse dorințe.
Vă mulțumesc foarte mult pentru, nu numai pentru tot anul, pentru colaborarea cu voi, pentru susținere, pentru faptul că mi-ați fost foarte aproape, chiar și când n-ați știut. O să revin și cu alte etalări, chiar dacă, așa cum am făcut și la Crăciun, chiar dacă energetic nu voi fi acolo lângă voi, dar sunteți în permanență în inima mea. Se anunță niște schimbări foarte, foarte importante, începând chiar din prima parte, prima săptămână, să spunem așa, a lunii ianuarie. Este vorba despre niște schimbări în planul financiar, planul material, planul iubirii, care încep ușor, ușor să se schimbări în bine, bineînțeles, care ușor, ușor se concretizează. Vor fi foarte multe despărțiri, dar de bun augur. Cum am văzut și în această etalare, pentru că urmează relații care ar putea dura o viață, de exemplu. Sufletele pereche se regăsesc, cei singuri au șanse foarte mari să-și întâlnească sufletul pereche și să ducă această relație către un nivel următor. Dar o să revin cu amănunte. Până atunci, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi, toată dragostea mea, numai bine. Pa, pa!